Era odată un flăcău și a venit timpul să duc să-l soare, dau. Ei, și dacă era unul la măsă, fără tată, măsa nu-i prea lămurie nică. Cum, ci, din întâlnit cum se întâlnim cu nimeni, ei, o găsit el mai scurt o fată și hai să-l soare. Ei, și după nuntă, dar el s-a prochit din măsa. Mă, măi, ce să fac, e ca nerușim, eu nu știu și... Băi, nu retrăi, tata și e gine. Uite și faci e, așa-i să faci tu. Și tata și e gine. Ei, au venit ei, timpul să duc să curge. Mai scurt să începe ea dezbraca, să-i dezbrac și el. Le abdăie lifcii, scoate și el maica. Le abdăie chiloții, scoate și ei chiloții, el. S-o pus e cu curul în sus, pe marginea patului, spune și el lângă dânsa. Șed amândoi, șed, uite el la dânsa, el la dânsa. Auzi, băi, ce? Hai să ne îmbrăcăm, că nu vine nimeni să ne înhăme. Se duce un mujic la o femeie, la amante, state la masă, o grăit, a venit timpul să s-apoce de treabă. Noma s-a dezbrăcat, bărbatul vine acasă, discuie ușa, când ai băiete, dă peste dânși. Aici stă repede, nu știi ce să facă, sară de pe fereastră, dă să deschide fereastra, nu se deschide. Deschide fortășca, așa se deschide. Răbde cu capul într-un sac, sară cu capul în jos. S-o vrât până la pânce, nici înainte, nici înapoi. Dădea de ce oare străga, dar ăsta stătea și se râdea. Nu știi, mujicu, ai chicat? Da, e cam uia cum șezi tu cu bușile astea în coace. Hai să-ți fac și eu treaba să văd cum a să-ți pară. Ei, dar nu, că e prea înalt și nu te ajung. E mai gine să te zvârli la 8 etaj cu capul în jos. Dar ăsta de par celălaltă de fereastră. Băi, băi, și mujicu, îi pune scara și mai încearcă o dată. Se duce un major la magazin, se aproche de vânzătoarea, unde vinde lingerie, și-i zice: domnișoară, dați-mi eu o pereche de sutieni, razmerul 58. Așa, vorbează niște ochi, dar de unde așa razmer? Noi n-avem așa mărimi. Cum n-avem, femeie mie, taman, ea că am pus furașca, o țâță în furașca, că craz e razmerul ăsta. S-au întâlnit doi bezavani și unul a început să jele lui altul. Băi, așa m-am săturat eu de femeia asta mie. Băi, îmi vine nu știu să-i facă. Da, și? Păi, dar nu pot să-i strag aerăi, dar nu-mi dă voie să răsuflă cu dânsa în casă. Aia de la mine n-a barote, la mine e tare ghine și de răsuflat îmi dă voie, încă prea tare îmi dă voie. Vin câteodată țara acasă și îmi zice: scatină, ia-mi suflă în coași. La un magazin se vinde butâlci, sticle de ațeton. El băiete și o bandă de taxicomane și ușigani era acolo lângă prilav, că se ușideu, se drăpanau. Vânzătoarea, când nu văd treaba, o început a striga: oameni buni, nu vă împingeți mai mult de două butâlci și nu vă dau. Dar unul din fund strigă: dați-mi, vă rog, un iarcic, un iarcic, vă rog, dați-mi. Nu, dacă am zis că două butâlci, două butâlci. Dați-mi, vă rog, un iarcic. Alt glas aude: da, dă-i, femeie, hăi. Poate omul ăsta are vreo trebuință și-i trebuie mai mult, dă-i! Mergeau pe drum doi bieței. Biet. Ești le era frig, înghețat, frecau mâinile, se uită pe marginea drumului o scârtă mare de paie. Ce, dăm foc să ne încălzăm? Hai să dăm foc! Ai țărnici? Am. Dau-i foc la scărta aceea de paie, se încălzău, o mamă de pară. Aia din sat, care cu căldările, care cu apă, au venit să stângă scărta de paie. Fugeau, strigau: prindeți-i, băi, țineți-i, he, tu ia-n dumne. Dar ăștia bieți se uită și chiar, uite, băi, cum l-a dat focul nici unul, băi, dar cum l-a încălzit foc tăi țatul.
A murit un student din narcomanii. Și ajunge el la porțile raiului și iadului. Acolo Sfântul Pietre era dispecer și îi propune. Ia că era pe un ecran, ia că aici e raiul. Acolo floricele, fluturaj zburau, liniști. Ei, nu, hai cumva poate în altă parte, că îți iau de liniști, dar eu stânăr, eu vreau să zbor, eu stian, înțelegi, mă tale. Nu? Mai aveam o încăpere în iad, dacă vrei. Era pe un reclam acolo. Fete cu chelea, butelici de vodcă, șașlâși, fugeau tăți, discotecă. Acolo din nou pe cer era scris, bine ați venit în iadul nostru. Ei, aici, știu, gata, aici. Îl duce la o ușă, deschide ușa, așa și se vede, numai calcă și chică drept într-o bocică cu smoală cerbinte. Uai, unde m-ați adus, ei? Dar ce m-ați amăjit, ei? Dar păi și eu fost reclamă. Să duce o babă nahalnă în restaurant să mănânce. O deschise meniu, să uite, s-o citit pe o pagină, pe alta. O răsfăit o foaie, s-o uitat de atent. Și trece chelnerul pe lângă. Chelner, chelner, dați-mi vă rog două porții de sulică. Dar și ala s-o spăriet. Amuș, vin, numai nu recliniți, vă rog. Vine înapoi iar, la alt chelner strig. Chelner, iei două porții de sulică. Acela tot așa se uită pe la dânsă. Vine a treilea. Chelner, dați-mi vă rog două porții de sulică că mă grăgesc. Mătușă, noi așa ceva nu vinde. Cum nu vindeți, dar pe eu de la matale ce ai scris, ia uite. Mătușă, uite atent și citești. Acolo mă jos e scris, directorul restoranului, Ivan Ivan și Sulică. S-au grămădit patru mujici într-un apartament cu butâlcă de vodcă. Hai să chilească. Ei, răsculesc pe masă, se uită, mâncare nu-i. Îl trimăs pe a patra, îl trimăs după zacuscă. Așa la iese din apartament și se gândește, băi, dacă eu mă duc până la zacuscă, iar să bei butâlca fără mine. Și tu știi înapoi, nu mai deschide ușa, dau rând de drăși, băi, dar tu ești bun de adus moartea, băi. Mai avem de așteptat. Vine o acasă, intră în apartament, când se uită, femeia se cu chelea și cu dânsa. Când e supat, ies unul cu un chitul la mână. Tac, eu sunt banditul Clafan. Întrebări sunt? Asta spăriet? Nu sunt. Ies așa la din apartament, asta își faci cruce, își liniștești, tu chești în sân. S-a venit în șire, nu mă dă să spui pe pat, când ies unul cu papă sub țoară. Bună ziua, bună ziua, de supat iar. Eu sunt închitatorul ungurean. Clafan pe aici anul trecut, o trecut. Acela ridic pătră la pat. Grupa operativă la ieșire. Vine Kotovski în ospiței la Ceapaia. Asta, de obicei, scoate o bătălă de vodcă, niște cartofi acolo, cu chelică mărunțăcă. Când se deschide ușa, intră Anca cu un padnos, cu un purcel prăjit și icri negri prin prejur. A ăștia le-o chica limba din gură. Ei, o mâncat eu lecuțică, Kotovski întreabă, băi, dar de unde așa, băi, bogății la voi? Dar eu nu știu, Petca. Petca ea vine în coașe. De unde lua purcelul? Ei, Vasile Vanci, ies aseară pe întuneric și când mă uit un purcel în ogradă. Eu scot saia și când îi trag o saie după cap, el săracul nici nu o dovedit să-mi ia unii. Dar icrile negre de unii, a putea noaptea scos ochii de la chelică. Se duce un moldovan în Franța la un magazin. Ei, și-o hotărât el să cumpere niște suveniri. La toți prietenii, neamurile, cunoscuții. Să-i cumpă prezervativi de-a lor. Ei, și între el în magazin și cu seala, cumpăr deodată
50 de prezervativi. Ajunge acasă noaptea, dă să le numere. Când le numără, numai 49. Uite, idiotul m-a mânjit de una. E zis și fac eu mâine. Stuci dimineața tare, cu noaptea în cap, numai se deschide așa la magazinul, aici ta intră. Țăța măte, de ce mai am ajut de un prezervativ? Unii, dă-l încoace! Așa la, oi, oi, domnul, misie, mă scuzați, vă rog, eu n-am vrut să vă stric așa sară minunată. Merge un bolnav prin Costejeni, cu un topor de atărâită, plin de sânge, și se râde. Doctorul îl întâlnește, băi, și te râzi aici, și te râzi Costea, și? Ies, ies, și hohma, și mâini dimineață. Dar ce ai făcut, ai tăi vomâță, vom când, ce ai făcut nebunule? Ies, ies, și hohma, și mâini dimineață. Dar și hohma, ia spune. Vasea scoale și când las uite în tumbă și când acolo și de capul lui. Merge aici prin pădure și se întâlnește cu Buhna. Bună ziua, Buhna, bună ziua! Ești așa de mândră, așa de șteaptă. Poate eu să-ți dau o două întrebări? Poate. Spune, te rog, de ce pe mine mă mănâncă lăbuța stângă? Ai să fugi de cineva. Dar de ce mă mănâncă lăbuța dreaptă? Asta ajungă cineva. Dar de ce pe mine mă mănâncă urechile? Azi te prind așa să-ți dăi pește urechi. Dar de ce și nasul mă mănâncă? Auzi, marci spală răpănosule. Într-un restaurant, cântă muzică, dansează, la o masă stă un regizor vestit și o actriță tânără, frumoasă. Actrița îl întreabă: domnul Alexandru, eu sper că dumneavoastră în curând veți face o filmare proaspătă. Nu, filmări eu n-am să fac. În ultimul timp mă apuc de scris poezii. Da? Da. Într-acest caz, scoateți-mi, vă rog, mâna din chiloț. Un pățan era cam rușinos, vrea să se întâlnească cu o fată, dar era rușine, nu putea. Așa de tare îi plăcea de dânsa și-o scris el și să grească cu dânsa pe foaie. I-a aflat numărul de telefon și într-o seară îi sună. I-a ridică receptorul. Bună seara, bună seara. Oxana, tu ești? Da. Eu așa de tare te iubesc, eu nu mai pot fără tine, eu nu-mi echipui viața fără tine. Eu așa de tare vreau ca să fii tu femeia mea, tu vrei să fii femeia mea? Da, dar și ne-i sună. Vine bărbatul acasă cu două roți noi nouți de Jiguli. Bucuros, ea că avem două roți. Dar femeia sa, ai și ești de prostă. Ceva, ce? E și ți-ai luat roți dacă mașină n-ai? Dar și eu ți-i zic ceva, dacă tu-ți cumperi lifci, dar atât n-ai? Un băietan așa mai tinerel, zdrăvănuț, se duce la biserică să-și mărturisească păcatele. Ei, și popa îl întreabă, ce-ai păcătuit, fiule? Părinte, am făcut un păcat mare, dar și păcat. Înțelegea că m-am dus la prietena mea și măsă nu era acasă, tatu nu era acasă, am mai stat de vorbă și când să ies afară, să mă duc acasă, afară ploua, dar eu umbrelă n-aveam și ei mi-au propus să rămân la dânsa și eu am rămas pe noapte și i-am făcut treaba. Știi ce trebuie să faci? Trebuie să vii o duminică la mărturisit, la împărtășit, să mai prinzi o lumnare, să te rogi mult și asta tata să treacă. Părinte, dar m-ai făcut un păcat. Dar ce păcat? M-am dus
peste două zile la dânsa și el nu era acasă, era numai mamsa și nici tatăl nu era acasă și am mai greu cu mamsa o leacă și am vrut să mă duc acasă, era noapte, dar mă... Și așa în prag și ploua și iară zonte, când aveam umbrelă și ei ne-au propus să rămân pe noapte la dâns și m-au pus la masă și când m-am culcat, mai scurt, i-am făcut treaba și lumânsa. Ei, ăsta-i păcat mare, fiule, ăsta-i... Trebuie să te rogi, dar de două ori mai mult, lumânări s-a prins, mai vii, să mai cumperi ceva de la biserică. Părinte, dar m-ai făcut un păcat. Dar ce mi-ai făcut? M-am dus o săptămână la dâns și era tatu acasă, el nu era nici măsa. Și o scos un ulcior de zin, am băut o leacă, le-am bătat și când se ies mă duc acasă, aici în prag și iar umbrelă n-avem, afară ploua și tatu tot zis că să rămân la dâns. Mai scurt la măhămaș cu tatu. Nu, fiule, asta ea n-așteaptă o leacă. Ies popă răbdi până afară, vine înapoi. Auzi, tu umbrelă ai? N-am. Du-te mă repede acasă, că s-a prochie niște nouri întunicați. Mă repede numai, repede! Mergi lup prin păduri, flămând, pâncile lichind schinare, coada între vine, s-întâlnește cu un cal. Noroc, noroc. Tu știi, ei, calule, eu mă tind cam ușa să te mănânc. N-are cum. Cum n-are cum? Că atâta că eu sunt cal de la colhoz, nu sunt de la ceasnic. Dar nici și nu-i tot una și ești tu de la colhoz sau ești de la om de acasă. Tu înțelegi? Eu dacă eram de la om de acasă, tu mă mănânci, așa la vesticate, sticate și aveți saturi, aveți să duc acasă. Dar eu sunt de la colhoz, ai. Pe mine, dacă tăți colhoznici și 300 de colhoznici încep sticate, pale bomul te prind și te gâtul, te spânzuri, te taie. Da? Da. Ia-mi dacă jești că tu ești de la colhoz. Ia că uite la cochita aceea mea din stânga, din urmă. Acolo e scris. Lup, să pleacă, calo, când îi zămăcește-o. O cochetă în frunte. Îți vine în șirie lupul. Să uit calul nu-i, șede el, capul doare, să gândește. Ai și m-am vrut eu la cocheta și dacă tot una nu mă pricep să citesc. Ciucci o declarat război la chitaieni. Chitaienii se uitau pe hartă, cătau, cătau, n-o găsit nică. O găsit un punct acolo, s-o pornit la punct și ala. Când ajung acolo, trei iorti de astea de-a lor, deschide, trage pietica într-o parte. Voi sunteți ciucci? Noi. Voi vreți război cu noi? Da. Dar noi suntem milioane, voi și cu voi. Dar voi așa puțin sunteți? Da, de ciucci, zic. Da. Rău ne-am apucat noi de război, că n-a să avem unii vă îngropa atâta. La o casă trăie un cocoș, o gâscă și un câine. Cocoșul zici că, mă duc eu de la casă, aia ăștia sărași, n-au cu ce mă hrăni, găinile ni le-o tăie tăi de la rășituri. Mă duc eu, mergi gâscă, haide, gâscă, hai că merg și eu. Tot cărdunii ni le-o tăiet, gânsacul l-o mâncat vulpea, merg și eu. Șaric, tu mergi, zici la câine. La câine zici că, nu, eu mai stau trei zile. Hai băi, când ar să aibă câștii hrăni, haide-am de aici. Nu, mai stau trei zile și pe urmă azi vin. Dar și stai. Apăsară, am auzit sub fereastră cum se fădea el cu dânsa. Și-o zis că ei i-o zis lui, dacă peste trei zile n-ai să ne aduci de mâncare ori bani, ai să-i belești treaba lui Șaric. Într-un sat trăie un țigan, ștețal grăiev, care are un sort de cartoafe noi, cât dimineața le pune și sara le scoate din pământ. Ei, vine un corespondent de la radio, cheamă țigan la poartă și îl începe. Să-l întrebe. Bună ziua, bună ziua, într-adevăr, ia că
Moș Raiu, cum te cheamă, într-adevăr că matale ai o specie nouă de cartofi, cum vorbește lumea în sat, că dimineața le pui și seara le scoți. Da, așa și este. Dimineața cumpăr cartofi și le pun, seara le scot. Dar și așa de repede le cresc? Ei da, nu, pur și simplu nu i-am mâncat tare. Niște polițiști îl băteau pe urmă. Spune din la banii, din tombăcică. Dar în tombăcică cine a pus? Femeia ea. La femeia de unde i-a luat? Eu i-am dat. Dar tu de unde i-a luat? Din tombăcică. Două babe s-au întâlnit la poartă și grăiau. Una a zis la alta. Știi, Faileana, așa de tare vreau să mă duc în Franța iară, n-ai idee. Oh. Dar și tu ai fost? Ei da, n-am fost, pur și simplu eu ieri tot vroiam să mă duc. Îți zici un prieten la alt prieten. Băi, Vasile, știi că mie îmi pare că mă țin că femeia asta ta nu-i gospodină ca lumea. Și grijă așa de femeie, mie n-am înțeles. Tu și ai avut ceva cu dânsa? Ei da, nu mai este. Dar de unde ai luat așa vorbe? Apoi, cine mai deschide ouăle cu atcrăvalca? Într-un om zdravă, în bar, o mamă de animală. Tac, galăbăi aici sunt. Trebuie așa să-ți păreți, să uitau unul la altul, nu știu ce să fac. Eu mai repet odată, galăbăi sunt. Trebuie să păreți, nu știu. Scoală unul mițelut, slab, cu ochelari. Eu-s. Cum te cheamă? Valea. Vie la mine. Și-a lăsat prochii. Hai stai întinde brațul. Pe mine mă cheamă Katia. De azi înainte eu și o prietena ta și-ai mea bună. Se întâlnește în pădure elefantul cu fornicoiul. Noroc, elefantule, noroc. Ia scoate, te rog, pantalonii. Ei, da, dar cum? Scoate, scoate, scoate. Elefantul se dezbracă, pune pantalonii pe iarbă. Fornica, faci un cruc pe dâns, faci a doilea. Da, nu o să am ei. Am ei avea buzunare înainte. Merge un om pe drum și se întâlnește cu mormântare. Între cel în căr ducea de oameni, de urma mașinii, tăți boșeu, duceu mortul. A el, cu gândul să câștigi un pahar de zin, merge și el cu dâns. Și ne întreabă pe un om de alătură, auzi, dar nu știi pe cine-n groapă? Pe soacră mea. Auzi, spune-te rog, dar ce-o pot să criu așa pe-o parte? Apă că fără scatena pistedare. Se întâlnesc două prieteni în magazin și greie una cu alta. Știi, Aliona, ieri m-am întâlnit cu soțul tău. Măi, așa om viesea la ai. Mi-a spus ieri o anecdotă, așa de tare m-am râs, că m-a năchicat jos de pe pat. Vine bărbatul, mort bat, acasă, bate în ușă. Femeia s-a strigă. Vasile, tu ești? Liniște. Vasile, tu ești? Liniște. Ei, ia se gândește. Nu vrea să răspundă, nu-i dau drumul. Dimineața scoală ies duci la lucru, când deschide ușa, Vasile ai cu vrăjită și de jos și dorne. Vasile, eu te-am întrebat, dacă tu ești, de ce tu ai tăcut? Eu n-am tăcut, eu dă demn din cap că-s eu. Se întâlnește unul cu moșneac. Noroc, moș Vasile! Noroc, mai, noroc! Ce mai faci, matale? Cum mă mai duci? Acum, e cetișor așa, câte o leac. Mai poți, matale, mai poți? Dar cum, și eu, tu și nu mă știi pe mine? He, nu mai cred eu să mai poți, mă, dar la 91 de ani, dar e cam pe aici.
Băi, baba mea de ce-a murit ai? De 4 ori pe noapte și-o dat dimineața, băi. Ai ia ca cu asta nu-ți cred. Ia vine încoași la mine. Vezi cu asta și i-am dus la ușă? Da. Aseară a fost moarte pe la mine. Că n-a luat-o la freca țăraca și cu asta și-a uitat. Vine făt frumos, în pădure, acasă, când se uită, copașii fermați. Laur balaur și despânzurat de un cior, de un nuc înalt. Casa lui Baba Cloanța își defărmat pe jumate, cucioarele rupte. Baba Cloanța își de numai un cior vrât în cojac. El îți duci și o scoate, nu se pricepe și treaba. O scoate pe Baba Cloanța, aceea plânge. Ce s-a întâmplat? Ce-a fost aici? E, făt frumos, și de cum ești tu ești când ești treaz? Sui o baba în rutieră și întreabă șoferul. O, bun, hai te rog, când noi ajungem drept cu ratoșul, să-mi spui, să-mi dai de știri, bun? Bun, mă, tu și las, eu am să spun, nu, știi, fără grijă. Merge ăsta, merge, o uitat el de ratoș. Ajunge el la Vorhei, baba l-a întreabă, mai nepoțele, mai avem până la ratoș? Aici s-a uitat, întoarce rutiera înapoi, o 45 de kilometri înapoi la Vorhei. Ajunge el cu 2 ceasuri la ratoș. Poftim, bunicuță, am ajuns la ratoș. Auzi, om bun, dar nu trebuie la ratoș. Nepoțica mea mi-a spus că când a să ajung îndrept cu ratoșul, să beau o piliule de rășeală. Dar nu trebuie mai departe, spre Orhiei. O făcut și moldovenii bolii ciudesc. Ei, o jucate câte o jucate și s-o pornit prin sate cu jucată, să fraierească lumea de bani. A ajuns într-un sat, într-o fundătură, o grămadă de lumea la club, a pus barabanul, s-a început joaca. Ei, și la o femeie i-a chicat priz. Așa e bucuroasă, ăsta i-a dus și ciumadanul negru și-o întreabă, îți dau 1.000 de lei și vrei. Priz, prizul vreau și gata. Îți dau 2.000 de lei. Nu, prizul. Nu, bun, îți dau 3.000 de lei și gata. Nu, prizul. Ei, dacă vrei prizul, îți dau voie să întorci capul, să vări mâna în iarci cu ăsta negru, să bârșbești dacă găsești ce-i, iei prizul. Dar dacă nu găsești, nu iei nici prizul, nici banii. Merge așa, merge. Vără baba mâna în iarci și când s-a udat, of, oi blea, n-ați găsit. Nu-i nici un fel de bleachi. Acolo e o capcană de firma Șobolanu. Două femei la țară, o ieși la poartă, crăpau răsărite și una pe-a doilea o întreabă. Hai, Leanva, cum v-ai făcut fapt cu ăstea tău să nu mai vii înspre dimineață? Da cum, tare simplu. Au venit odată 2 ori și a treilea oară când au venit și s-au vărât lângă mine, dar eu i-am zis, Ionică, tu ești? Eu am crezut că e bărbat mie. Și de atunci am venit la timp. Se sfădește femeia cu bărbatul. Tu ești un idiot, ești un egoist, numai la tine te gândești. Să știi, de azi înainte, lucrurile tale nu numai sunt atele, dar sunt a noastre. Să ții minte odată și pentru totdeauna. Ce cați în șcaf? Cheloții noștri.